Cele două geoparcuri UNESCO ale României, Țara Hațegului și Ținutul Buzăului, sărbătoresc împreună ziua vulcanilor pe 24 august 2024, dată aleasă datorită rezonanței sale în rândul celor pasionați de vulcanism, fiind data la care a erupt vulcanul Vezuviu acum aproape două milenii. Potrivit Consiliului Județean Buzău, vulcanii noroși de la Pâclele Mari și Pâclele Mici reprezintă una dintre cele mai interesante rezervații mixte, geologică și botanică din România, protejată încă din anul 1924. În ultimii ani, vulcanii noroși au devenit un repet pentru turismul buzoian fiind cel mai vizitat obiectiv din Geoparcul Internațional UNESCO Ținutul Buzăului. Ziua Vulcanilor este un eveniment pe care Buzăul îl organizează pentru prima dată și ne bucură că prima ediție este alături de partenerii noștri de la Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațecului. Va fi o zi plină de activități care vor avea loc la vulcanii noroși, dar cel mai important va fi o sărbătoare a comunității. Fiecare pensiune, producător local sau antreprenor din zonă se alătură evenimentului cu activități ce le vor desfășura în locațiile lor, așa vedem noi o sărbătoare a unei Comunități Unite, care își susține și promovează valorile locale, a declarat Petre Emanuel Neagu, președintele Consiliului Județean Buzău. Pe tot parcursul zilei de 24 august, în Ținutul Buzăului sunt așteptați turiști și localnici care doresc să afle informații atât despre vulcanism cât și despre formarea vulcanilor de glod și să descopere patrimoniul natural și cultural al zonei. Potrivit programului, comunitățile din Berca și Scorțoasa vor organiza o serie de activități dedicate întregii familii, ateliere educaționale pentru copii, turul vulcanilor cu bicicleta electrică, tururi ghidate la pâcle, degustare de produse locale, meniuri speciale cu arome locale, expoziție de port tradițional din zonă, seara astro pe vulcani drumeții prin satele de pedalurile vulcanilor. Acest eveniment este cea mai bună ilustrare a ceea ce înseamnă un geoparc internațional UNESCO. Are la bază rezultatele cercetărilor științifice dedicate unor fenomene naturale de excepție. Este susținut de administrații locale, școli, asociații și de antreprenori din cele două geoparcuri. El promovează poveștile locurilor, produse locale și evenimente ce susțin un turism de calitate. Este parte din calendarul rețelei geoparcurilor din România și este promovat în cele 213 teritorii din 48 de țări ale rețelei internaționale a geoparcurilor. Cu a celebrării a 20 de ani de la Constituire, a declarat Alexandru Andrășanu, președintele rețelei geoparcurilor din România. Totodată va fi lansat primul traseu de geocaching de la Vulcani. Geocaching este un joc la nivel internațional, bazat pe poziționare GPS și constă în găsirea unor cutii cu comori numite geocache ascunse la anumite coordonate geografice.